această ediție a emisiunii noastre sunt turist în Munții Vrancei. Voi ajunge într-un sat de vacanță, aventură și echitație, unde caii mănâncă jăratic, ca în povești, iar turiștii bunătăți din gastronomia vrânceană. Voi avea parte de o porție de adrenalină și îl voi cunoaște pe singurul meșter de cimpoaie din piele de ied din România. Cimpoi se compune din 4 părți. Burduful, pielea, suflătoarea, caraba și buzoiul. Hai! Trap! Trap! Bravo! Hai! Trap! Trap! Hai să facem mișcare! Să facem mișcare, tata! Hai! Bravo, băiat! Bravo, Dark! Trap! Trap! Dark este frizianul olandez, este sufletul meu, iubirea veții mele. E foarte docil, foarte ascultător, blând. Vine când îl chem, chiar dacă este la distanță de cocoțat pe vârful muntelui, când îl fluier și îl strig, vine la stăpân. Sunt născut aici în Nistorești, am copilărit pe dealurile din apropiere. Copilăria mea a fost cu vitele, cu văcuța, cu oițele, cu căluțul, cu tata. Și retrăgându-mă aici și începând ce am construit aici, am ținut în primul rând să am aproape de mine animăluțele. Toată tinerețea mea am tânjit după locul nașterii, zona asta în care eu am copilărit. Și nu am putut mai devreme de 50 de ani vârstă. Aveam 50 de ani când am început și am construit întâi o căbănuță, am zis să fie o cabană de vacanță pentru mine și după care, dacă mi-am dat drumul la construcții, am mai făcut o căsuță, am mai făcut încă o căsuță și uite așa, am câteva, un mini sat de vacanță cu mult suflet pentru tot ce am făcut aici. Fiecare pomișor, fiecare copăcel, tot ce am făcut aici am făcut cu mult suflet. Zic eu, este un colț de rai. Și pentru mine și pentru cei care vin și mă vizitează. Răsplata de la capăt de linie. Un peisaj absolut superb pe care să-l admiri din vârful copacului. Thank you.
trebuie să te țină bojocii ca să cânți la un astfel de cimpoi, dar am înțeles, domnule Bărcariu, că vă pricepeți un pic. În copilărie, mai exact până în clasa a 8-a, făceam parte din echipa de cimpoieri a comunei Nistorești și l-aveam instructor pe... Ion Stanciu. Nenea Ion Stanciu. Da. Care este recunoscut la nivel local, cât și la nivel național, ca fiind confecționer de cimpoaie. Este unicat. Și pentru noi, și pentru națiune. Cum se confecționează un astfel de cimpoi? Cimpoi se compune din patru părți. Burduful, pielea, suflătoarea, caraba și buzoiul. Așa. Și-s legate acest instrument pe desubt, ca să nu se vază legătura. Mi-a fost drag aceste instrumente de când eram 7 ani. Taicul meu a făcut cimpoaie, dar simple, cu, nu așa. Se făcea pe atunci, primitivi. Iar eu am învățat de drag și mi-a fost, făceam din beșucă de porc, de când eram 7 ani. Eu, în copilărie, până în clasa 8-a, cimpoaiele erau cu pielea întoarsă. Da, întoarsă, da. Părul era pe interior, blana era pe interior, pielea dubită și exteriorul era pielea tăbăcită. Da? Tăbăcită, da, așa. Nu se vedea blana. Nu. Și Neion, inventiv, a zis, ia să întoarcem blana să se vadă, pentru că e frumoasă. Și vadă cât mai frumos. Am căutat. Și așa ați creat o nouă tradiție. Da, nouă tradiție. Mi-a suflat la ureche unul dintre membrii din ansamblu că aveți atâtea diplome acasă, încât dacă le-ați pune pe foc, n-ați avea nevoie de lemne întreaga iarnă. Am 170. Ar fi păcat să le puneți pe foc. No, Doamne ferește, mă uit la ele are ca la copii, soare. Are nepoți. Am nepoți. Are cui să lase. Da. Mă uit la ele ca la soare și la portul popular. Drag mi-a fost tare de totul. Portul popular, tradiția românească. Am fost în America în 2000. Am fost în Cehia, am fost în Ungaria, în Germania, Hanovra, și în Chișinău și în Grecia. Dar au venit și străini. Da, a venit la mine. Și îl caută mulți. Aici. La... A venit americani, a venit englezi, tot felul a venit, a cumpărat din asta. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere ca să mai confecționați multe cimpoaie de aici înainte și să vă găsiți ucenici. Încercăm să pregătim un produs tradițional vrâncenesc, reprezentat de un mușchi de porc făcut la losniță. Am aprins focul. Focul pleacă la vreo 3 metri de afumătoare. Fumul ajunge în afumătoare aproape rece. Nu este un fum fierbinte, este un fum rece, care dă gustul și specificul mușchiului vrâncenesc tradițional. Mai adăugăm câteva uscături din ăsta de fag ca să întețim focul și în urma arderii să rezulte jarul care o să coacă mușchiulețul nostru vrâncenesc. Acum o să deschidem afumătoarea pentru o aerisire înainte de introducerea mușchiului la afumătoare. Losnița, un grătărel din lemne de alun, decojite, curate, igienice, pe care o să așezăm feliile de mușchi. Trecem la rețeta propriu-zisă de pregătire a mușchiulețului pentru pus la losniță. Nu este o rețetă complicată, este o rețetă simplă, dar veche, tradițională, vrâncenească. Mușchiul de porc, indicat este să fie de porc tânăr, să fie carnea fragedă, la care o să adăugăm ceva condimente, însemnând o sare grunjoasă, o sare mare, o boia de ardei iute, un pic de cimbru, piper, feliile să fie cât mai subțiri. Vedeți, mușchiul fiind fraged, tăietura este perfectă. Este și mâna meseriașului. Povesteați-ne că
Lângă mine o am pe Nicoleta, o fată de aici din sat, de la noi, de la Nistorești, o fată harnică, pricepută în toate și mai ales în bucătărie. O să mă ajute pentru că la bătrânel mai trebuie și un pic de ajutor. Să condimentăm carnea pe care eu am tăiat-o, am decupat-o. Trebuie, ca să rezulte un produs afumătura asta bine făcut, trebuie bătută cu ciocanul. E bine așa. Eu îți deschid afumătoarea. Dark! Dark! Hai la tata, hai! Dark! Hai la tata, hai! Ce mâncare pentru noi merită și el o gustare. Da. Numai nu vorbește căluțul meu. În rest e o personalitate. Trecem acum la pregătirea unei tochituri de berbecuți, care este o mâncare tradițională aici la noi în țara Vrancei. O tochitură dintr-un mieluț, un berbecuț, între 10-12 kilograme. Tochitura vrâncenească, nu este complicat a o pregăti. Avem produsul de bază, care este mielul, și condimentele care se adaugă la ceaun. Tochitura se pregătește la ceaun. Ca rezultatul activității noastre să fie gustos și fructos, prăjitul tochiturii se face în untură de porc. Aici am chiar o untură de porc mistreț, care dă un gust, o aromă, o frăgezime deosebită produsului rezultat la final. Acum luăm o pulpă de miel. O desfacem pentru a o porționa în bucăți potrivite pentru porția de o persoană. Vrei să mă ajuți puțin? Te rog. Aici lângă mine este Laura. Începem să porționăm. Asta înseamnă pulpa desfăcută în porții. Se observă și la cuțit că carnea este fragedă, fiind din miel tânăr. Asta este codița. E o bunătate.
La tochitură, codița? Nu prea multe condimente, adică gustul să fie cel natural. Este un miel ecologic, crescut aici, păpășunile noastre, nu se stropește, nu avem toxine. Aerul este curat, iarba este curată, oamenii sunt curați. Am spus și mai devreme, folosim o untură de porc mistreț la borcan. O punem în ceaun să fie cât mai bogată, cât mai multă. Ca la momentul când așezăm cărnița la prăjit să se scalde în untura de mistreț. Acum, ceaunul fiind încins, untura topită, pregătită, adăugăm cu atenție bucățelele de carne. E bine untura să fie bine încinsă, ca mielușelul să se rumenească din prima. Tochitura de berbecuț este aproape de final, s-a rumenit, e cum trebuie să fie. O să adăugăm un pic de usturoi și câteva picături de vin. Și acum stropim cu puțin vin la sfârșit. Așa, e suficient. Și tochitura de berbecuț este gata să poate servi. Pot să spun poftă mare. Lângă aceste bucate așezăm o porție de folclor mărujean, pentru că ni s-a alăturat la masă doamna Adriana Bratie, cea care coordonează activitatea culturală a Comunei Năruja. Mă bucur să vă cunosc, doamnă. Plăcerea e reciprocă. Bine ați venit la Năruja. Știu că sunteți o mândră vrânceancă, dar și o mândră ardeleancă în același timp. De cât timp locuiți în... Din 1985 locuiesc în Năruja. Așa că nu mă dezmin de rădăcinile mele ardelenești, dar mai mult am stat în Vrancea decât în Ardeal. Așa că mă consider, sper că m-au adoptat vrâncenii și sunt de-al lor de acum. Știți cum se spune așa, că dacă îți place bărbatul, îți place și satul. Când am venit, eram confuză, știam o rânduială, eram formată pe un alt calapod. Venind aici, toată lumea mea a luat o altă, a avut altă culoare. Și în fiecare zi am învățat ceva nou, iar soțul meu este un vrâncean autentic și un om ale cărui rădăcini sunt atât de bine înfipte în pământul ăsta, că n-aveam cum să nu mă îndrăgostesc. Că până la urmă ați prins și dumneavoastră rădăcini. Exact, da, da. V-ați asumat o misiune foarte frumoasă, să promovați folclorul din zonă și să îi inspirați și să îi educați pe tinerii de aici. Pentru mine, cel puțin, este o misiune sacră ceea ce fac. Cum se numește ansamblul pe care îl coordonați? Ansamblul și câți tineri fac parte? Comoara din... Vrancei. Și acest nume se regăsește începând din anul 1936, când Simeon Hârnea, un renumit folclorist al zonei, de aici din Năruja, grefier la primărie, a strâns sub forma unor broșuri tot ceea ce înseamnă legendă, tradiție. Această serie de broșuri s-a numit Comoara Vrancei. Câți tineri aveți în grijă?
Noi avem mai multe generații. Eu personal sunt la a treia generație de elevi pe care îi pregătesc. Avem acum începători, care sunt vreo 25 de copii. Ceilalți, care, hai să zic, a doua generație a mea, care erau la fel, 27, iar prima erau mai puțini, au fost 18. Mâncare bună avem în față, așa că mult nu mai zăbovim. Mulțumiri gazdelor! Cu mare drag! Și poftă bună și voie bună! Una va tot frumos, doar!